Mulțumesc foarte mult! Protest al pensionarilor mineri din Suceava. Nemulțumiți de deciziile de recalculare, sute de vârstnici au ieșit în stradă și au protestat. Oamenii se plâng că le-au fost tăiate pensiile după recalculare și spun că au de gând să-și ceară drepturile în instanță. Lui, în ședința aia lor cu mai mari PSD-uri se va discuta problema, că deja a luat legătura și cu Maramureșul și cu Valea Jiului și cu Bihorul și așa mai departe. Sute de pensionari s-au strâns în fața sediului Companiei Naționale a Uraniului din localitatea Crucea. Oamenii sunt nemulțumiți de cuantumul pensiilor după recalculare și spun că au de gând să-și ceară drepturile în instanță. Personal, de față cu toată lumea care a fost acolo, suntem în fotografii, ne-a spus așa, miercuri sau joi vin personal la Crucea și vă comunic ori albă, ori neagră. În cadrul discuției, care a durat mai bine de 2 ore, protestatarii au stabilit pașii care trebuie urmați în cazul unui proces în instanță, colectiv sau individual, prin care să-și solicite drepturile legate de pensii. Am avut greva care a fost aia cu 2017, parcă, nu? La greva aia, dacă vă aduceți aminte, am fost la prefect, în birou, la el, acolo. Nimic nu s-a rezolvat. Trebuie să comunicăm cu ei. Nu putem să nu comunicăm cu ei, pentru că sunt aleși popor. Ne exprimăm la obiect ce au făcut și cum au făcut. Prima problemă juridică gravă, ce mi-a spus doamna avocat. Toate deciziile din cauza că au fost emise după 1 septembrie devin nule. Dacă justiția este corectă, așa mi-a spus, dacă justiția este corectă, când ajunge prima solicitare în instanță, o să fie probleme mari. Procedural, da. Potrivit calculelor, minerii care au lucrat în zonele de expunere la radiații pierd la pensie între 950 și 3200 de lei din cauza recalculării, iar impunerea stagiului de cotizare de 25 de ani duce la înghețarea pensiilor pentru următorii 6-8 ani. În acest context, oamenii cer modificarea legii.